Poți să stau și aici? Mă mai duc în partea aia, băi. Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spune Viorel Paizan, SDV TV și partenerul oficial Ricora. Vă invit să urmărim împreună partida de pe Gugești Arena dintre Victoria Gugești și Clubul Sportiv Panciu. Partidă din Superliga Vrancei la fotbal 2023-2024. Partida va începe la orele 17.
Cele două echipe se prezintă la mijlocul terenului pentru salutul publicului. Partida transmisă de SDVTV este oferită de partenerul oficial Ricora. Așa cum v-ați obișnuit de altfel, Ricora este partener al fotbalului vrâncean, al suporterilor vrânceni și al iubitorilor fotbalului din Vrancea, aflați în Vrancea în acest moment, dar și plecați din țară în diaspora, pe care îi salutăm în mod special pe prietenii sportului de Vrancea și prietenii sportului de Vrancea TV, aflați în Marea Britanie, în Franța, în Germania, în Italia, Statele Unite ale Americii. Primim mesaje de la foarte mulți vrânceni plecați în diferite țări din lume. Dorul de casă și probabil că acum în preajma apropiatelor sărbătorii de Paște, la fel ca și până acum, ne urmăresc cu gândul spre casă și aceste imagini le mai alină puțin din dorul de Vrancea, dorul de casă, de localitățile lor natale și de unde au plecat. Cele două echipe se pregătesc să înceapă această partidă, cum vă spuneam, din play-off-ul Superligii Vrancei. Ia veți în față pe liderii clasamentului în acest moment ai play-off-ului Superligii Vrancei, Victoria Gugești, fotografiați de delegatul echipei, domnul președinte executiv Cosmin Talpan, care ne-a și salutat, și oaspeții de astăzi în echipament albastru, Clubul Sportiv Panciu, fostă echipă de Liga a treia, de altfel ca și Victoria Gugești. Putem spune că în acest moment o să avem parte de o partidă de Liga a treia, ținând cont de tradiția și istoricul celor două echipe. Panciu a fost mai de curând protagonista meciurilor din Liga a treia. E adevărat că Victoria Gugești pe vremea aceea se numea Foresta, juca în divizia C. La vremea aceea în Vrancea erau numai puțin de 8 echipe care activeau în Liga a treia în campionatul național de divizia C. Ce vremuri erau pentru fotbalul din Vrancea. O pepinieră, între ghilimele, adevărată pentru echipa de Liga a doua de divizia B de atunci, Unirea Dinamo Focșani. Fluierul central la 16 și 59 de minute, Vali Toader, fluier acest meci, începutul acestui meci. La centru, observator din partea Asociației Județene de Fotbal Vrancea este domnul profesor Florin Danciu. Acum, iată, atacă Victoria Gugești la început de partidă cu diagonala lui Olteanu pentru Milea Marian pe partea stângă. Mănăilă continuă acțiunea, să vedem centrarea în careu, centrare la care a venit Răzvan Crăciun pe colțul lung, dar resping pentru momentul oaspeții. O partidă interesantă, ținând cont de faptul că dacă mai țineți minte și ați urmărit partida, dacă nu o găsiți pe SDBTV, pe YouTube Arhivă, în tur FC Panciu a reușit să învingă Panterele. Iată cum o acțiune pe partea dreaptă. Astăzi meciul se dorește a fi atât de interesant pentru că cele două echipe urmăresc un rezultat bun, dar mai mult decât atât, gazdele Victoria Gugești au obținut și prima lovitură de gol de pe partea dreaptă acestei partide în minutul 2 al întâlnirii din prima repriză, 0-0, și cu atât mai mult revanșa va crea un spectacol frumos și deosebit. Chiar și cu acea înfrângere din tur singura, Victoria Gugești, Panterele din Gugești se află pe primul loc în clasamentul Superligii Vrancei. Corner executat de Daschel. Minge înaltă pe colțul lung, dar Burdujel prinde fără probleme. Vă voi spune imediat și componența celor două echipe. Voi începe cu oaspeții. Clubul Sportiv Panciu în poartă, Burdujel, jucători de câmp Cecman, Ciornei, Petculescu, Lazar, Robert, Niță, Voina, capitanul echipei, Mândrescu, Buta, Dumitriu și Furariu. Aceștia sunt cei 11 jucători ai echipei oaspete, de antrenor Dănuț Bolocan, delegatul echipei Raul Cioran. La antrenor și la delegat putem spune că s-au păstrat rolurile încă din Liga a treia. O acțiune pe partea dreaptă, Răzvan Crăciun cu lupul, caută acțiune, o pasă cu camera offside. Ciprian Dumitriu foarte bine semnalizat de pe partea dreaptă de asistentul Marian Făcăieru, a ridicat steagul acolo de pe partea dreaptă. O pasă de asemenea offside pe partea dreaptă, semnalizată de asistentul Abia Boieru, Alexandru. Iată, v-am spus de în acest moment și brigada de arbitri, Vali Toader la centru și observator AJF Florin Danciu. Acestea sunt ingredientele acestei partide de astăzi. Deocamdată vreme frumoasă, nu bate vântul, terenul arată impecabil. Dacă ne aducem aminte de partida tur de la Panciu, ea se găsește, cum spuneam, pe arhiva SDVTV. Căutați meciul CS Panciu, FC Panciu, Victoria Gugești din turul acestui campionat 2023-2024, când partida s-a jucat pe un teren
absolut aproape impracticabil, cu denivelări, am subliniat acest lucru la acea vreme. Din păcate, atunci așa arăta terenul, un teren impecabil, cum arăta pe vremea când echipa evolua în Liga a treia. Sperăm că la Panci lucrurile să revină așa cum a fost, toată o acțiune foarte bună acolo, pasă incredibilă pentru Dascălu și deschidere de scor în minutul 4. Ce pasă dă Milea pentru Dascălu, găsește singur în care o Burdujel a fost spectator la această minge, n-a reacționat, minge trebuie să învinclu de Dascălu din pasa incredibilă a lui Milea Cosmin, deschidere rapidă de scor aici pe Gugești Arena, 1-0 pentru Gazde, incredibil, folia seca din care o din vole în poarta lui Burdujel a zgâlțit plasa, o plasă solidă, că dacă nu ar fi fost atât de solidă, cred că s-ar și fi rupt. 1-0 pentru Victoria Gugești în întâlnirea cu CS Panciu. Reîncepe partida tot de la centrul terenului. Pressing făcut de Victoria Gugești. Nici n-am apucat să spun prefața acestei partide, să închei caseta tehnică. Și acum o acțiune periculoasă a oaspeților, dar a fost un număr la umărul lui Popa Remus acolo cu un jucător furdui, a fost acolo, nu s-a dat nimic de către Vali Toader, se continuă acțiunea pe partea dreaptă, Alin Dascălu, autorul golului, frumosului gol de la început de partidă, schimbă jocul pe partea stângă cu Mănăilă, sunt câteva noutăți în sistemul de așezare al Victoriei Gugești, observați că lipsesc câțiva jucători din primul 11, suporterii echipei din Gugești obișnuiți cu transmisiile SDVTV oferite de Ricora, cunosc foarte bine componența echipei, dar o să vă explic mai târziu despre ce este vorba. Răzvan Crăciun, paizan, corner, este corner, ce centrare dă Răzvan Crăciun și ce reluare ia din volee paizan acolo, Burdujel era din nou bătut, dar noroc a intervenit fundașul central al oaspeților, o nouă acțiune periculoasă, minutul 5. Minutul 4 a înscris Alin Dascălu, minutul 5 deja Panterele au al doilea corner de pe partea dreaptă, începând furibund de partidă aici la Gugești Arena, corner, dar de pe partea stângă dictează arbitrul Vali Toader, va executa Lupu pe colțul scurt. Resping pentru moment oaspeții, Emilia Marian recuperează, trimite înapoi pentru Olteanu, Lupu. Lupu continuă acțiunea, atras de mână, nu se dă nimic decât aud de poartă. A simțit Lupu că a vrut să, cum se spune în limbajul fotbalistic, a vrut să ia ceasul de la mână, dar nu s-a dat nimic acolo, probabil că nu i-a luat ceasul. Rămâne în atac Victoria Gugești, Dascălu obține o lovitură liberă de la 20 de metri de pe partea dreaptă, tras de tricou. Și este ca o mănușă această poziție. Adrian Marinică pe chatul transmisie, salutări cu respect, salutări Sportul de Vrancea TV. Mulțumim, Adrian Marinică, și noi te salutăm. Hai Panterele, spune Marinică, probabil suporter înfocat cu cotizația la zi al echipei Victoria Gugești. Și acum Dascălu, am mai văzut acest film, parcă în meciul cu... Ce se mai ajută, Panciu probabil și-a pus lecțiile, șut puternic, dar pe lângă poarta lui Burdujel, rămâne 1-0, nu se dă corner, asistentul Abia Boieru spune că nu a observat, mingea a atins zidul, s-a dus în corner, dar nu mai contează, probabil la viteza de șut a lui Dascălu, nu se mai poate observa decât la repetiția VAR. Avem VAR? Avem doar la SDVTV. Degajează Ciornei, lung pe centru, Mila Marian, intervine Mănăilă și se dă lovitură liberă acolo de la 28 de metri, puțin de pe partea dreaptă. O situație bună pentru oaspeții, această lovitură liberă. Mănăilă a degajat într-adevăr mingea, dar în același timp a și atins piciorul adversarului. Vali Toader nu a ezitat, a acordat lovitură liberă de la aproape 30 de metri pe zona centrală, puțin lateral dreapta. Minutul 8 al partidei, 1-0 pentru Victoria Gugești și lovitură liberă pentru CS Panciu pe care va executa Ciprian Dumitriu. În poarta gazdelor este Alexandra Penciucese. Dumitriu în zid, respinge zidul undeva pe partea stângă și este aruncare de la margine pentru Pantere.
Paizan a făcut pressing acolo și l-a obligat pe Furduiu să trimită în afara terenului. Aruncare de la margine pentru Victoria Gugești, minutul 9 al întâlnirii de aici, de la Gugești Arena, doamnelor, domnilor, cam jumătate din tribuna oficială este plină de la această partidă. Ne aducem aminte de partida derby cu CSM Adjud, tribuna a fost neîncăpătoare, au fost spectatori care au stat și pe lângă gardul care împrejmuiește terenul. Acum o diagonală pentru Răzvan Crăciun, preluare frumoasă cu exteriorul, îl caută pe Dascălu Careu, dar respinge apărarea Panciului, se dă fault în atac la Răzvan Crăciun, acolo lovituri libere pentru FC Panciu. De fapt, Fotbal Club Panciu era pe vremea când evolua în Liga 3, acum se pare că este CS Panciu. Ce bine acolo a încercat Lupu să trimită balonul pe partea stângă din alune care acum tot Lupu la minge, fostul căptanul al echipei CSM Focșani 2007. De fapt, aici a regăsit mai mulți jucători care au jucat la CSM Focșani 2007, Remus Popa. Trimite în afara terenului, presat de jucătorul Bută, ce este probabil out, da, de pe partea stângă, pe direcția de atac a oaspeților. Scor 1-0 pentru Victoria Gugești, întâlnirea cu FC Panciu. Blochează Răzvan Crăciun, Paizan încearcă să-i trimită lui Dascăl, nu reușește, acolo este Bândrescu, blocat de Paizan și este aruncare de la margine pentru CS Panciu. Asta vă spuneam, pe vremea când juca în Liga 3, echipa se numea Fotbal Club Panciu, acum se numește Clubul Sportiv Panciu. Nu este Clubul Sportiv Municipal, este doar Clubul Sportiv, probabil o entitate de drept privat, nu este de un club de drept public. Și Dascălu face fault la Mădrescu, lovitor liber pentru FC Panciu, 1-0 pentru Victoria Gugești în minutul 10 al întâlnirii. Partida arbitrată de Valentin Toader acum în prim plan. Vă spuneam, terenul arată impecabil, mă refer la suprafața de joc, dar și la curățenia care se află în jurul lui. O plăcere spectatorii prezenți să participe la asemenea partide. Sunt foarte multe domnișoare și doamne, am văzut copii cu doamne la această partidă, deci Paizan împins de la spate, faultat de Pet Culescu, i-a pus mâna în cap acolo lui Paizan, clar fault evident, Culescu era și puțin cartonaș galben, dar nu mai contează, este lovitor liberă a doua de la, din aceea zonă preferată pentru Alin Dascălu. Să vedem ce va alege de data aceasta Alin Dascălu, este și Lupu acolo lângă balon, dacă va opta pentru un nou șut direct, să vedem dacă este lovitor liberă directă sau indirectă, ce va dicta centralul Toader. De data aceasta mingea este mai aproape de careul, de linia careului de 16 metri decât lovitura liberă anterioară. Lupu negociază cu Dascălu, lasă pe Dascălu, să vedem ce va face Dascălu de data aceasta. Zid format din 3 jucători de la CS Panciu. Șut puternic, mingea îl atinge pe Niță, Iulian, Boris, și este corner de pe partea dreaptă de data aceasta, minutul 12, 1-0 Victoria Gugești CS Panciu și corner pentru Pantere de pe partea dreaptă. Salutăm pe iubitorii fotbalului din județul Vrancea, special pe cei din Panciu și zona Panciului care ne urmăresc, orașul dintre vii, domeniile Panciu, și aici salutăm și pe iubitorii fotbalului din Gugești care nu sunt prezenți la stadion, pe iubitorii fotbalului vrânceni din diaspora și pe toți iubitorii fotbalului care ne urmăresc, prietenii sportului de Vrancea, abonați și neabonați. Un corner scurt, Mănăilă primește de la Lupu, trimite pe scurt și prinde Burdujel, o acțiune interesantă a lui Lupu și Mănăilă. Burdujel cu mingea în mână aruncă pe jos, pe partea dreaptă, pentru Boris, Niță, până la Voinea, blochează Paizan pasul lui Boris, Niță, Lupu, Mila Marian, o încercare de pasă, nu a reușit să ajungă la ea Olteanu și se dă fault, lovitură liberă pentru Panciu, hotărăște centralul Vali Toader, la un fault făcut asupra lui Petculescu. Unul la 0 aici pe Gugești Arena, minutul 13 al întâlnirii din play-off-ul Superligii Vrancei dintre Victoria Gugești și CS Panciu. O lovitură executată de Ciornei în careu și Popa degajează până la Petculescu, preluare frumoasă a lui Petculescu pentru Mândrescu.
deposedat frumos de Crăciun acolo jucătorul Lazar, Robert, pressing făcut de Paisan la Petculescu, puțin a fost să rămână la minge și o intervenție dură acolo cu trei jucători, dar doar unul se pare că a fost lovit. Olteanu și Mândrescu s-au ridicat și un jucător de la CS Panciu se grăbește executarea acestei lovituri libere, este offside și un jucător de la Panciu rămâne la pământ. Să vedem cine este, nu am numărul lui. O lovitură liberă executată rapid, jucătorii erau concentrați asupra jucătorului care era la pământ și noroc că a fost offside. Acolo un jucător de la Oaspeți, cred că a fost Furdui, ar fi rămas singur cu Apențiu Cesei, dar chemat la margine Ciornei de antrenorul Dănuț Bolocan, ne cer scuze pentru faptul că avem acești doi stâlpi care ne încurcă în transmisie. O să încercăm să rezolvăm și această problemă cu această cale. Mulțumim frumos gazdelor primăriei Gugești pentru condițiile care le oferă media. SDV TV mulțumește încă o dată acestor condiții. Am mai beneficiat poate și în alte părți, în Liga 3, unde am mai transmis și în alte orașe sau localități, dar aici la Gugești întotdeauna s-a existat o preocupare pentru crearea condițiilor reprezentanților presei. Și asta este un lucru normal, firesc, de fair play, care de fapt denotă respectul pe care și-l acordă lor înșiși și chiar fotbalului în general. Dascălu, Popa, Crăciun, o pasă în interiorul careului, vine Lupu și prinde Burdujel. Degajează Burdujelul, degajare bună, precisă pentru Ciprian Dumitriu, urmărit Ciprian Dumitriu de Mihailă, un dribling, dar Mihailă reușește să rezolve. Iată-l în prim plan și pe delegatul echipei, Raul Cioran, profesorul Raul Cioran din Panciu. Acum delegatul echipei CS Panciu, fratele lui Paul Cioran, fost jucător și căptan de echipă la FC Panciu Liga a 3-a. Iată, este de vorbă cu un jucător accidentat. A fost schimbare? Nu, urmează. Este accidentat jucătorul Furduiu. Probabil se va face o schimbare, da, acum vine un alt jucător de pe bancă. Este vorba de Gherghinoiu. Va intra Gherghinoiu, iată, primește ultimele indicații la Dănuț Bolocan, antrenorul echipei. Intră Gherghinoiu la Panciu, minutul 16, în locul lui Furduiu. O schimbare mai mult forțată de făcută de Dănuț Bolocan. A intrat Gherghinoiu și intră în locul lui Furduiu. Minutul 16, se rea jocul. Mănăilă, Mila Cosmin, căptanul echipei gazdă. O să vă trec în revistă și echipa gazdelor. O pasă extraordinară din nou dată de Mila Cosmin, așa cum i-a dat la gol și lui Dascălu. Popa, Răzvan Crăciun și iese aruncare de la margine pentru Gugești. O neînțelegere de moment, dar se pare că lucrurile s-au lămurit. Olteanu, Paisan, Dascălu, Mila Cosmin, Mănăilă, sare puțin acolo, nu știu dacă nu a fost atent sau a alunecat Mănăilă, dar scapă mingea în afară terenului, este aruncare de la margine pentru FC Panciu, 1-0 pentru Victoria Gugești, minutul 17 al întâlnirii. Aruncă de la margine Panciu, Mănăilă, Dascălu, Popa. Și pe dreapta primește Crăciun, pleacă Crăciun într-o acțiune personală, o fentă, rămâne singur, centrare lungă pe partea opusă, Mila Marian preluare careu în centru, întoarce Paisan, șut blocat acolo de fundașii centralei oaspeților, reușește Mihailă să facă această preluare, centrare careu, o pasă cu pieptul pentru Paisan, dar mingea a ieșit în afara terenului și este out de poartă. 1-0 rămâne pentru Victoria Gugești, întâlnirea cu CS Panciu aici pe Gugești Arena. Salutări din Anglia, Viorela pentru CS, salutăm și noi, vă așteptăm de sărbători acasă. Degajează CS Panciu Popa pentru Gherghinoiu, cel care a intrat acum câteva minute pe teren. Ciprian Dumitriu la minge,
o diagonală că pe partea dreaptă trimisă pentru Bută, luat în primire de Mănăilă, Bută. Un dribling frumos al lui Bută, dar bine Mănăilă reușește să rămână la minge și acum o pasă lungă pe centru, dar prea puternică trimisă de Mănăilă direct în brațele lui Bordujean. 1-0, doamnelor, domnișilor, domnilor, în această partidă interesantă de la Gugești, în această etapă de play-off, Adjudul, CSM Adjud, joacă pe teren propriu cu Viitorul Mărășești, iar Siretul Suraia cu Național Golești. Răzvan Crăciun primește care un dribling în interior, înapoi pentru Paizan, pierde un tempo, este deposedat de Mândrescu și nu poate să șuteze acolo, recuperează Voinea, trimite înapoi pentru Cecman pe partea dreaptă, dar scapă mingea în afara terenului, este aruncare de la margine pentru Victoria Gugești la scorul de 1-0 în minutul 19 al primei reprize. Partidă transmisă și oferită, transmisă de SDVTV, oferită de Ricora, partener oficial, o minge în careu și este minge trimisă în corner de Iulian Niță, corner pentru Victoria Gugești de pe partea stângă. Partidă oferită de partener oficial SDVTV Ricora. Dacă nu v-ați abonat, încă nu v-ați abonat gratuit la canalul de YouTube oficial al ziarului Sportul de Vrancea, canalul de YouTube SDV TV, o puteți face oricând și noi vă mulțumim frumos anticipat să urmărim acest corner 1-0 pentru Victoria Gugești, ne întreabă Cez. Minge care o respinge Ciornei, trimite Olteanu din nou în careu, nu este offside. Respingă oaspeții prin Gherghinoiu, Mănăilă, o preluare lungă greșită și acum o încercare de contraatac prin Bută pe partea dreaptă, Ciprian Dumitriu este pe partea dreaptă, vine Mănăilă, Mihăilă se regrupează, era liber Ciprian Dumitriu pe partea stângă, dar este aruncare de la margine pentru oaspeții de pe partea dreaptă, Bută reușește să obțină această lovitură liberă pentru oaspeți, aruncă de la margine Cecman, se joacă la marginea careului de 16 metri, mingea la oaspeți. Voinea trimite lui Mândrescu. Iulian Niță trimite înapoi. Petculescu presat. Petculescu se întoarce, o piruietă și acum o minge în afara terenului. Aruncare de la margine pentru Victoria Gugești, doamnelor, domnișilor, domnilor, Petculescu trimite în afara terenului. Iată și 11-le echipei Victoria Gugești, v-am rămas datori, în poartă Apențucese Alexandru, jucător de câmp Popa, Mihăilă, Milea Cosmin și Mănăilă, la mijloc Dascălu, Olteanu, Milea Marian și Lupu, iar în față Crăciun și Paizan. Milea Cosmin acum la minge, căptanul echipei gazdelor. O încercare de deschidere a lui Popa pe partea dreaptă, dar din nou mingea este prea lungă și Bordujel profită de acest lucru și se pregătește să repună cu mâna pe partea dreaptă pentru Petculescu. Este lăudabil faptul că preferă să plece cu mingea de jos la picior pentru Superliga Vrancei. Puține echipe fac acest lucru. Iată Mihăilă respinge cu capul până la Milea Cosmin pe partea stângă, minutul 22, 1-0 pentru Victoria Gugești în partida cu CS Panciu. Olteanu, Lupu, o pasă pe jos pentru Dascălu, dar Petculescu este atent, revine Lupu, Lupu drible, nu a reușit să treacă Lupu de Petculescu, dacă trecea rămânea singur portarul, o încercare acolo a lui Paizan să-l depozideze pe Boris, cu noroc rămâne la minge acesta. Iată o acțiune a oaspeților, dar Popa reușește să respingă până la Voinea, recuperează Paizan pentru moment, Popa. Și acum mingea ajunge pe partea stângă la Mănăilă din ricoșeu, Milea Marian. Sunt și jucători la tribună care stau sub umbrelă, soarele a intrat puțin în nori, nu se mai justifică umbrela. Acum Popa pe centru caută o variantă, îl găsește pe Olteanu. Olteanu o pasă pe dreapta pentru Crăciun, foarte bună. Crăciun, Crăciun pe partea dreaptă, rămâne la minge Crăciun. O centrare în careu și din prima Paizan blocată acolo de Ciornei. Dacă n-ar fi fost Ciornei pe traiectorie, ar fi fost o minge grea pentru Bordujel. Și este lovitură liberă, minutul 23 pentru Victoria Gugești de la 16 metri pe banda dreaptă, pe direcția de atac a Panterelor. O lovitură liberă pe care se pregătește să o execute Popa. Ilie Sorin Ștefănel spune hai CS Panciu.
accidentarea lui Furduiu putea fi mult mai urâtă, da, așa este, acolo au fost trei jucători care s-au ciocnit, dintre păcate Furduiu a fost cel care a fost cel mai afectat. Execută Mănăilă, a încercat să prindă poarta Mănăilă, dar din păcate mingea a fost prea înaltă și steaua de poartă rămâne 1-0 pentru Gazde în minutul 24 aici pe Bugești Arena. Între timp mai bine spectatori. Este în tribune și fostul jucător al echipei Unirea Focșani Gugeștean, de altfel Fane Babalâc. Îl salutăm și noi, l-am salutat și la derbiul cu Adjudul. Îl salutăm și de această dată, face parte din generația frumoasă a fotbalului vrâncean, cei care iubesc și cunosc istoria. Lupo, sigur că au Lupo, șut Lupo pe lângă poarta lui Burdujel. Ce ocazie, minutul 24, imensă, putea să mai avanseze Lupo, a preferat un șut din colțul care e de 16 metri, a încercat vinclul la colțul lung, dar nu a reușit să prindă spațiul porții paisani, recuperează o minge pe partea stângă, trimite lui Olteanu, Mila Marian, Dascălu, și acum o pasă pentru Crăciun, dar prea mult și ret interior și prinde portarul Burdujel. Ce ocazie are Lupu, minutul 24, și Mihaela, o deposedare de manual, este aruncare de la margine pentru CS Panciu, doamnelor, domnișoarelor, 1-0 pentru Victoria Gugești în minutul 25, aruncă oaspeții de la margine prin Mândrescu, Petculescu acum și Ciornei. Fost jucător de la echipa Faniona județului, Mândrescu a jucat la CSM Focșani, Ciornei a jucat la CSM Focșani, Lupu a jucat la CSM Focșani, Paizan a jucat la CSM Focșani, Dascăl a jucat la CSM Focșani 2007. Paizan recuperează, degajează Ciornei din fața lui Paizan, care recuperase, și se dă fault în atac, hotărăște arbitrul Toader Valentin. Popa a fost jucător la CSM Focșani 2007, pentru CSM a fost jucător la CSM Focșani 2007. Pe cine mai avem? Foarte bine ia fața Popa aici, jucătorului Gherghinoiu, și trimite în afara terenului, aruncă de la margine oaspeții până la Petculescu. Foarte mulți jucători prezenți pe teren în acest moment care au jucat la echipa Focșanului. Pierde Olteanu acest balon, recuperează Mândrescu pentru moment, Lupu, luptă Lupu. Iată o pasă în centru și din nou Ciornei reușește să respingă, dar Popa trimite în afara terenului. Aruncare de la margine pentru Gazde, pe care o va executa jucătorul Lazar Robert, nu, da, Lazar Robert aruncă. Aruncare de la margine pentru Gazde, Popa pentru Olteanu, și trimite Olteanu o minge diagonală pentru Mila Marian, dar recuperează Cecman, care trimite lui Burdujel. Petculescu, 1-0 pentru Victoria Gugești, pressing făcut de Dascălu în careu. Ciornei. Ciornei, o minge lungă pe partea dreaptă pentru Bută și Milea Cosmin trimite în afara terenului. Minutul 27, 1-0 pentru Gazde în întâlnirea cu CS Panciu. David Pantazică ne întreabă scorul, conduc Panterele cu 1-0 și acum este fault făcut în atac de Bută asupra lui Milea Cosmin. Lovitură liberă de la 2 metri de steagul de la colțul terenului pentru Victoria Gugești. O partidă oferită de partenerul oficial Ricora. Mulțumim, Ricora. Execută Milea Cosmin pe centru. Respinge Boris Niță. Voinea, o pasă greșită acolo, Lupu. Faultat Lupu de Niță, Iulian. Fault clar, evident. Lovitură liberă acordată de Valentin Toader. Minutul 28, ne apropiem de ultimul sfert de oră al primei reprize. Dialog între Lupu și Niță, Dascălu, autorul golului acestei partide până acum, o pasă pentru Paizan, nu reușește acolo preluarea și revine Olteanu, pressing recuperează, da, Lupu trimite pe partea stângă, pentru mine rămâne Victoria Gugești în atac, se pregătește Mănăilă, da, centrare în careu, Lupu,
Paizan, nu Popa, și trimite peste poartă Popa din 11 metri cu stângul. A fost singur acolo, putea să trimită cu latul în colțul lung, a preferat un șut pe centru, dar a băgat piciorul pe sub minge, cum se spune, și a trimis peste poarta lui Burdujel. Ocazie mare, he he he, he he he, ne întreabă cât este scorul, 1-0 pentru Victoria Gugești, he he he, he he he. Acum mingea la Olteanu, Olteanu pentru Lupu, Olteanu. O pasă prea lungă, va mai ajunge Crăciun această minge? Nu, este out pentru Ionuț Olteanu, mă ajută, mulțumesc Ionuț, 1-0 într-adevăr. Degajează Gherghinoiu, Olteanu, preluare bună și schimbă jocul pe partea opusă pentru Mila Marian. Urcă Mănăilă din prima, primește foarte bine. Mănăilă, pasă scurtă, Paizan la colțul care are 16 metri, șut peste poarta lui Burdujel. Rapidă acțiune, un șut asemănător a avut și Lupu din una dintre cele mai mari ocazii ale acestei partide. Lupu, la fel ca și Popa mai devreme, a trimis peste poarta lui Burdujel. Rămâne 1-0 pentru Victoria Gugești în întâlnirea cu CS Panciu și am intrat în ultimul sfert de oră al primei reprize aici pe Gugești Arena. O pasă lungă, acolo respinge Mănăilă, Olteanu, faultat de Voinea și lovitori libere pentru Gazde, Olteanu la pământ. Nu se mai ridică. Toader, centralul partidei, se îndreaptă spre jucători să vadă despre ce este vorba. A fost un fault al lui Voinea care nu a apărut un fault periculos. Își cere scuze Voinea, s-a ridicat Olteanu și se rea jocul. Lupu, Olteanu, Mănăilă. O să încercăm să aflăm și rezultatul de la Adjud, dintre CSM Adjud și Viitorul Mărțești, partidul care se desfășoară la aceeași oră. Mihăilă, Dascălu. O pasă lung de linie pentru Popa. Și fault al lui Gherghinoiu, este al nu știu câtelea fault pe care îl face Gherghinoiu. Să vedem cât va rezista fără cartonaș. Lovitură liberă pentru Gazde în minutul 31, la scorul de 1-0. Se pregătește să execute Dascălu. Partidă oferită de Ricora. Execută Dascălu. 1-0 pentru Gazde, minutul 31. Dascălu cere să se măsoare cei 9 metri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A avut dreptate Dascălu. Erau 7 metri. Acum este distanța regulamentară a zidului. Să vedem execuția. Dascălu, pe 6 metri, vine Mila Cosmin, puțin a fost să nu se atingă de această minge. Se joacă, se joacă, mingea rămâne în teren, din nou Dascălu, centrare pe colțul lung, scoate mingea din cap lui Mila Cosmin, mingea rămâne în teren. Mila Marian, un șut centrare pentru Răzvan Crăciun, prea Ciprian Dumitriu până la Olteanu și Olteanu limpezește jocul, cum se spune, trimite portarul ăia pentru CSE. Rămâne 1-0 pentru Gazde și suntem în ultimul sfert de oră al primei reprize. Primește Dascălu pe partea dreaptă. Trece frumos de Mândrescu, o pasă în centru. Paizan primește din nou Dascălu. Pasă cu călcâiul Răzvan Crăciun. Popa, Olteanu, Olteanu și trimite în afara terenului Olteanu. 1-0, domnilor, domnișoarelor și domnilor, minutul 33 între Victoria Gugești și Clubul Sportiv Panciu în Superliga Vrancei Play-off, etapa a patra din play-off-ul Superligii Vrancei. Aruncă de la margine Gherghinoiu, respinge Mândrescu și Mila Cosmin, o pasă șutată pentru Mila Marian. Mila Marian, preluare lungă și Ciornei atât a așteptat să respingă această minge în aut. O minge pe care o va repune Popa.
singure. M-a primit dascălul singur. Se întoarce împins de Gherghinoiu. Gherghinoiu. Și din prima Olteanu încearcă să-l deschidă pe Mila Marian. Ajunge Mila mingea lui, dar de la Checkman. Mila Marian, un, doi cu lupul, nu? Vine al treilea, mâneilă, centrare pe jos în fața porții, respingă cei din Panciu. Rămâne Gugeșul în atac pe partea stângă, o recentrare. Acolo vine pe colțul lung Răzvan Crăciun în brațele portarului Burdujol. Rămâne... Conduce Mărășeștiul la Jot? În ce minut? Conduce Mărășeștiul la Jud 1-0, minutul 30. O știre de ultimă oră din partea unui corespondent aflat la fața locului. Deci conduce Mărășeștiul, ce surpriză, cel puțin până acum. Iubitorii fotbalului din Vrancea, care știu despre ce este vorba, înțeleg cam ce înseamnă acest scor în acest moment. Pressing făcut de Gugești la Petculescu, Mândrescu. O pasă foarte bună pentru Niță. Iată, o pasă pe jos și prinde portarul Apenciucesei. De fapt, acum a luat mingea în mână și o repune rapid pe partea stângă pentru... Ce surpriză! 1-0 la Jud. Aici Panciu are mingea, Mândrescu. Mândrescu, două fente în fața lui Olteanu. Rămâne la minge. Sorin Mândrescu, fost jucător al echipei CSM Focșani, îl deschide pe partea stângă pe Gherghinoiu, o pasă în careu, respinge mânăilă și șut periculos al lui Voina pe lângă poarta lui Apenciucesei. Rămâne 1-0 pentru Victoria Gugești. Domnilor, domnișilor și domnilor, în minutul, dați cunoscut, în minutul 4, nu? Da, gol a fost înscris în minutul 4 de Alin Dascălu după o pasă de manual dată de Emilia Cosmin. Mihaila. Dascălu. Crăciun. Crăciun la minge, trimite pe dreapta lui Popa. Nu este offside? Centrare frumoasă pe colțul lung al lui Popa. Mila Marian a vrut să-i trimită înapoi lui Lupu, dar intervine Voina și acum o pasă pe centru pentru Ciprian Dumitriu, offside. La Ciprian Dumitriu ridică asistentul Făcăieru. Minutul 36, 1-0 pentru Victoria Gugești și la Jud conduce Mărășeștiul cu 1-0. Crăciun încearcă să-i trimită lui Lupu, nu reușește, respinge Niță, Olteanu. Dascălu, partidă oferită de partenerul oficial Ricora, Dascălu trimite pe partea dreaptă Popa și Dascălu din prima ce minge trimite Dascălu, dar din păcate acolo nu a fost niciun jucător al gazelor, dar execuția a fost frumoasă, aplaudată de Lupu, dar mingea este în afara terenului. Au de poartă pentru CS Panciu minutul 37. David Pantazică ne ajută cu scorul, da, este 1-0, din minutul 4 a înscris Dascălu. Popa, nu reușește să intervină Popa la această minge. Mila Cosmin acum cu capul pe centru, o minge între Ciprian Dumitriu și Popa, rămâne Ciprian Dumitriu la minge, pe centru, o pasă scurtă pentru Voina, se întoarce Voina, nu, deposedat de Dascălu, Dascălu la minge. Și tras de mână de Voina, este loviturile, Voina este capitanul echipei CS Panciu, faul, face faul în jumătate de teren a Panterilor, mânăilă, o minge pe centru, la fel de bună pentru Dascălu. Dascălu a mai încercat o preluare, s-a răzgândit, a pus-o de la poartă, după aceea, din păcate, pierde o mare ocazie. Cam din aceeași poziție a înscris și în prima repriză, în minutul 4. Acum atacă CS Panciu, Ciprian Dumitriu trimite pe centru, dar nu este nimeni acolo decât Mihailă, mânăilă. Minutul 38. Gugești Panciu 1-0. Popa. Vede pe partea dreaptă pentru Crăciun. Luat în brațe de Gherghinoiu. Lovituri libere pentru Victoria Gugești, pe care o va executa Dascălu, a și făcut acest lucru Popa. Dascălu, Lupu. Dascălu primește de la Lupu. O minge pentru Crăciun, în careu.
Petculescu intervine în fața lui Paizan acolo. Ar fi fost o ocazie mare pentru Gazdă dacă Mingea ajungea la Paizan în 6 metri. Crăciun primește din aruncare de la margine, pierde balonul în fața lui Gherghinoiu. Petculescu reușește să dea în minge blocat de Crăciun și se aude poartă. Minutul 39, 1-0 la Gugești în această partidă. Se pregătește să execute Ciornei, lung pe centru, respinge Mila Cosmin, Boris, Ciprian Dumitriu, Mândrescu, Cecman, blocat de Mile Marian, Ciornei, Niță, prelungește până la bută și Mila Cosmin trimite în afară terenul, aruncare de la margine pentru CS Panciu. Încercăm să vă ținem la curent și cu rezultatul de la Jod. Conduce Mărășeștiul din minutul 30. Conduc oaspeții la Jod. Și este corner pentru CS Panciu, obținut de bută în minutul 40. Intrăm în ultimele 5 minute regulamentare din această primă repriză. Corner care va fi executat de Sorin Mândrescu. Pe scurt, respinge Mihaila în afara terenului, va fi un nou corner pentru oaspeții în minutul 41. Suntem în ultimele 5 minute ale primei reprize, aici conduc Gazdele și la Giuc conduc oaspeții. Din nou Mândrescu. De data aceasta pe colțul lung și Gherghinoiu trimite în afara terenului, mult pe lângă poarta lui Apenciu Cesei. Va fi aut de poartă. Apenciu Cesei. Mihaila. Preferă să joace scurt. Mihaila greșește. Gherghinoiu, centrare. Și prinde Apenciu Cesei. Ce neglijent Mihaila acolo, trimite pas direct la adversar. Puteau să-i coste aceste pase trimise aiurea și acum o minge pentru Mila Marian, dar a sesizat acest lucru Burdujel, nu prinde balonul, voleibalează și trimit, respingă până la lupul oaspeții și aruncare de la margine pentru Victoria Gugești, arătată de centralul partidei, Vali Toader. Paizan, Mănăilă, Paizan, o minge pentru Mila Marian, Ciornei, blocat de Paizan, rămâne Paizan la minge, Paizan un dribbling în fața lui Ciornei, Paizan scoate înapoi pentru Lupu, intervine Voinea în ultimul moment, dacă primea Lupu avea culoar de șut și resping oaspeții în afara terenului. Intervine Vali Toader, nu știu despre ce este vorba, probabil că portarul oaspeților este accidentat. Intră asistentul medical, n-am văzut despre ce este vorba. Da, portarul oaspeților are o problemă. A cerut permisiunea centralului partidei să... Popa se pregătește să-i repună mingea de la margine, de la centrul terenului. Dascălu, Popa, Olteanu, Dascălu, Mila Cosmin,
Se rea jocul, minutul 43. Cu încă două minute din timpul reglementar, să vedem dacă Bali Toader va mai arăta prelungiri. Paizan se întoarce și schimbă jocul pe partea dreaptă, perfect pentru Popa, preluare frumoasă pe piept Popa, dar în afara terenului. 1-1 egalează Adjudul prin predoiul, minutul 39, egalitate, minutul 39, Dascălu scapă singur aici și încearcă o centrare, Paizan cere mingea la 16 metri, nu o primește și Dascălu îi trimite mingea lui Burdujel. Aici rămâne 1-0 și la Adjudul egalează gazdele, minutul 39 prin predoiul. CSM Adjud, viitor Mărășești, 1-1. Mănăilă. A pentru CSM. Mila Cosmin. Mănăilă. Minutul 44. Centralul Toader nu arată nicio prelungire. O minge pentru Mila Marian. Urmărește Paizan, dar prea tare trimis această minge și este au de poartă. Checkman a căzut acolo, nu a primit lovituri libere, se aude poartă. Ar fi insinuat că ar fi fost un fault acolo, dar reacția tribunei a fost elocventă. Probabil că au văzut mai bine decât noi care suntem pe partea opusă. Mihailă. Crăciun. Crăciun singur cu mingea la picior, Crăciun se întoarce. Preferă o pasă înapoi de data aceasta pentru Dascălu. 1-2 Paizan, Dascălu reușit. Și Dascălu minge care pentru Mila Marian. Iese Burdujel și îl blochează. Paizan șut. Din nou Burdujel blochează două șuturi consecutive Mila Marian Paizan. Dar Burdujel nu e, poate fi învins de data aceasta pe final de primă repriză. Ce șuturi trimit Mila Marian cu genunchiul a scos. Este accidentat. Este accidentat Burdujel și tot a scos două mingi periculoase. Dacă nu era Burdujel acolo, era 2-0. Dar nu știu cât va mai rezista Burdujel, că este accidentat. Mai devreme a primit îngrijiri medicale. Și acum Popa. Centrare Popa în careu. Mila Marian. Lupu. Lupu la minge. Lupu fentă. Lupu încearcă. Lupu! Și respinge în corner Burdujel în ultima clipă. Corner de pe partea dreaptă. Burdujel nu știu dacă se mai poate ridica, a făcut o robinsonadă pe partea stângă, dar a forțat mult genunchiul, scoate mănușile, nu? Se ridică. Da, Burdujel salvează pe cei din Panciu cu trei intervenții în două minute extraordinare. Și acum corner pe final de primă repriză pentru Bugești, se pregătește să execute Lupu. Lupu pe 11 metri și Mihailă trimite, îi vine mingea perfect pe lângă poarta lui Burdujel, n-a lovit-o perfect cu fruntea, a șters-o mai mult, ocazie mare a lui Mihailă, păcată, o lovitură de colț executată perfect de Lupu, rămâne 1-0 aici la Gugești Arena, victoria Gugești, CS Panciu și acum degajează Ciornei pe centru, respinge Mănăilă până la Dascălu, Mănăilă trimite pe partea dreaptă pentru Crăciun, rămâne Crăciun la minge, încearcă un dribling, intervine Petculescu, Mândrescu la minge, înapoi pentru Burdujel, pressing făcut de Lupu, Chierghinoiu, Niță, Voina, și fluier final de primă repriză al arbitrului Valentin Toader, doamnelor, domnișoare și domnilor, aici pe Gugești Arena. Este 1-0 pentru echipa Victoria Gugești în întâlnirea cu CS Panciu la Adjud, CSM Adjud, Viitor Mărășești, 1-1 după ce oaspeții Viitor Mărășești au deschis scorul surprinzător.
la Agiud, egalează Predoiu în minutul 39 și se pare că la Focșani, în întâlnirea dintre CSM Focșani și Unirea Braniștea în play-off-ul Ligii a III-a, la pauză Focșanul conduce cu doar 1-0. De aici, de la Gugești Arena, Viorel Paisan, SDB TV și partenerul oficial Ricora vă oferă o pauză de 10 minute de un ceai, o bere, o cafea sau un juice, un suc de fructe, ce vreți dumneavoastră. Ne reauzim după 10 minute, rămâneți pe SDB TV. Dacă încă nu v-ați abonat gratuit la canalul de YouTube SDB TV, vă invităm să o faceți și noi vă mulțumim frumos anticipat. De asemenea, vă mulțumim frumos anticipat pentru un like la pagina de Facebook sportuldevrancea.ro, pagina oficială a ziarului Sportul de Vrancea. Pe curând!
problem. Începe repriza a doua, domnule domnișoară, domnule, la 57 de minute. Scor la pauză 1-0 pentru Victoria Cucești. Respinge Mihăilă, călcată de Ciprian Dumitriu. După ce a degajat Mihăilă, Ciprian Dumitriu, din inerție, îl calcă pe coapsa piciorului drept. Și este faul. Provizorul liber începe repriza a doua, provizorul liber pentru Victoria Cucești, domnul domnișoară, juror, în partida din play-off-ul etapei a patra, 2023-2024 a Superligii Francei. Victoria Cucești, CS Panciu, 1-0, a scris minutul 4, Dascăl la CS Jud cu Victor Mărășești, egalitate la pauză 1-1, după ce oaspeții Mărășești l-au condus cu 1-0. Aici atacă Mila Marian în această a doua repriză. Victoria Cucești atacă de la dreapta spre stânga. Partidă oferită de Ricora, partener oficial SDV TV. Dascălu un drept exterior trimite lui Popa, dar este offside la Popa pe partea dreaptă, semnalizat de asistentul Făcăieru. Brigada de arbitraj F. Brancel la centru cu Toader Valentin, ajutat de asistenția Beaboieru și Făcăieru. După o primă repriză frumoasă, partidă care s-a anunțat și este interesantă, soarele revine aici pe Cucești Arena, foarte mulți spectatori prezenți la această partidă, nu atât de mulți cât au fost la derbiul dintre Victoria Cucești și CSM Jud. Mila Marian, o pasă pentru Dascăl, o deviere foarte bună acolo, dar respinge Ciornei, pentru moment revine Dascăl, îi fură mingea Niță. Și Mândrescu acum la balon, Dascălui suflă balonul, Dascălui la minge, Dascălui pe partea dreaptă, în fața lui Petculescu, Dascălui face fault în atac, ar fi putut să facă un 2 și cu Paizan acolo, a preferat să continue această acțiune, continuă Lupu, recuperează o minge în fața lui Mândrescu, Lupu, Paizan la marginea creierului de 16 metri, o încercare de dribling acolo, trimit oaspeții pe partea stângă, pe direcția lor de atac până la Popa, dar Popa trimite în afara terenului. Începe repriza a doua cu aceeași presiune pe care Gugeștiul a pus-o și la început de primă repriză la poarta oaspeților. 1-0, vă spuneam, pentru gaze în întâlnirea cu CS Panciu. Încercăm să vă ținem la curent și alte rezultate desfășurate în Liga 3 și în Superliga Francei. La Liești, Metalul Buzău conduce cu 3-0, iar Focșaniu conduce cu 1-0 la pauză pe Uniunea Branicea și aici Victoria Cucești obține lovitură liberă în minutul 3 al reprizei secunde. Lovitură liberă pe care o va executa Dascălul. La scorul de 1-0. Pe 11 metri și Mila Cosmin înscrie, Mila Cosmin din 2 metri nemarcat, căptanul echipei Victoria Cucești, face 2-0 pentru Victoria Cucești în minutul 4, tot în minutul 4, dar în a doua repriză, în minutul 4 am scris Dascălu, în prima repriză, în minutul 4, repriză secundă, scrie Mila Cosmin, 2-0 la Cucești, aici între Victoria Cucești și CS Panciu. Înscrie Mila Cosmin. Minutul 49. Mănăilă. Înscrie cărtanul Mila Cosmin. Mihăilă trimite pe partea dreaptă, prea tare mingea aia, părăsit terenul. Oh,
Atacă CS Panciu pe partea stângă. Mihaela prindește o minge în careu, dar Mănăilă protejează foarte bine și acum trimite, încearcă să-i trimită Voina, interpune, să-i interpune pe această traiectorie. Recuperează acest balon pe partea dreaptă, talonat de Mila Marian și trimit în afara terenului de jucători din Panciu prin Cecman. Au de poartă și la scorul de 1-0 pentru 2-0 pentru Victoria Gugești în întâlnirea cu CS Panciu. Și acum mingea la gazde, dascălu Crăciun. O diagonală pentru Mila Marian, care prinde acest balon și încearcă din prima să trimită, dar Ciornei trimite pe partea dreaptă, presim făcut de Paizan până la Voina. Acum recuperează Olteanu la marginea careului de 16 metri. Cecman îi fură balonul de la picior și Ciornei degajează Voina, Niță. Lovitură liberă pentru Panciu de la 30 de metri, puțin lateral stânga, pe direcția de atac a, puțin lateral dreapta pe direcția de atac a oaspeților, mă iertați, 30 de metri. 2-0 pentru gazde și lovituri libere pentru, iată noutăți avem de la Adjude, este 2-1 pentru CSM Adjude, revin gazdele și conduc pe tabela de scor. Mândrescu a executat o lovitură liberă șutată, respinsă de Victoria Gugești și acum contraatac pe partea dreaptă deschisă, Paizan acolo luat în primire de doi jucători, Petculescu, și nu reușește să-i trimită lui Crăciun și aruncare de la margine pentru Victoria Gugești de pe partea dreaptă. Deci preia conducerea CSM Adjude în întâlnirea cu Viitorul Mărășești după ce oaspeții au condus la Adjude cu 1-0 și Predoiu a egalat înainte de pauză. Acum conduce Adjudul cu 2-1, să vedem ce se va mai întâmpla în continuare în această a doua repriză și la Adjud și la Gugești. Aici este 2-0, 1-2, Paizan, Dascălu, Alin pierde acolo balonul și este offside la Ciprian Dumitriu. Lovitură liberă pentru Victoria Gugești, semnalizat offside de asistentul Labea Boieru. Din prima, Popa pentru Crăciun, nu este offside. Crăciun încearcă un dribling și nu poate să treacă de Mândrescu, dar acesta trimite mingea în corner. Este lovitură de colț pentru gazde în minutul 8 al reprizei secunde, pe care o va executa Lupu. 2-0 la Gugești într-o partidă oferită de SDBTV și partenerul oficial Ricora. Execută Lupu. Lupu pe, cu scurt, Mihela prelungește acolo, este Dascălu care preia balonul în fața lui Niță. Un șut în gol, direct în gol al lui Dascălu. Două goluri pentru Dascălu. Minutul 8 al reprizei secunde. 3-0 fac Panterele aici pe Gugești Arena. Două goluri Dascălu, un gol înscris de Mila Cosmin. 3-0 pe Gugești Arena, la Focșani 1-0 și la Adjud 2-1 pentru CSM Adjud. Vă spuneam, la Liești, în play-off-ul Ligii a 3-a, Sporting Liești, Metalul Buzău 0-3. Aici este 3-0 și CS Panciu rea jocul pentru a treia oară de la centrul terenului. Minutul 53 al reprizei secunde, scrie Dascălu. Recuperează ce Viitorul Gugești și Voina faultat. Lovitură liberă pentru oaspeți. Executată în centru la Mândrescu. Mândrescu o pasă lungă pentru Ciprian Dumitriu, respinge Mihailă până la Crăciun. Crăciun pe partea dreaptă, Popa. Olteanu o pasă pe jos pentru Crăciun, dar prea mult șiret interior și Crăciun n-a mai ajuns această minge. Execută repede Popa această aruncare de la margine. 3-0, nu, 1-1 la Focșeni, egalează Braniștea.
a egalat braniștea, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cei care sunteți pe SDVTV și vă mulțumim frumos că rămâneți alături de noi. Braniștea e surpriză la Focșani, așa cum a fost în prima repriză, surpriză la Jud, pressing făcut de oaspeții aici, bută asupra lui Mila Cosmin, faultat Mila Cosmin, lovitură liberă. Ce surpriză la Focșani, am anticipat că este o diferență mică la pauză între cele două echipe, iar Unirea Braniștea nu este o echipă de neglijat, mai ales că declarația antrenorului Ionuț Niculcea, după ce a prins play-off-ul, dacă vă mai aduceți minte și ați citit în Sportul de Vrancea, Ionuț Niculcea a zis în exclusivitate la Sportul de Vrancea că ne vom revedea în play-off. Au fost multe subînțelesuri în această declarație a lui Ionuț Niculcea și iată că acest egal în acest moment întărește faptul că Braniștea nu avem în plimbare la Focșani. Aici se 3-0 la Focșani, 1-1 la Jud, 2-1. Și aici Mihail la minge. Mihail o pasă pe partea dreaptă pentru Crăciun. O preluă înapoi Lupu, deposedat din spate de Mândrescu. Mihail trimite în dreapta lui Popa. Niță, Crăciun. Va ajunge această minge? Da, ajunge. Crăciun înapoi, Popa din prima. O minge deviată și degajează Cecman, adică nu mai mult o respinge până în aproape 18 metri de acolo, Dascălu nu reușește să-și controleze balonul și degajează Gherghinoiu, o minge pentru Ciprian Dumitriu. Și unde este mingea? Mingea este la portarul la Penciucese, acolo a avut-o pentru moment Mihail, a avut-o pe Ciprian Dumitriu pentru moment și până la urmă Focșani Braniștea Vosmenan, iată, 1-1. Primesc mesaje de la foarte mulți prieteni ai Sportului de Vrancea care știu acest rezultat și îmi confirmă acest lucru. Surpriză, Olteanu. Crăciun nu reușește pasa pentru Lupu și jucătorul Lazar Robert trimite în afara terenului. Repune Popa. Rămâneți pe SDVTV, partidă oferită de Ricora. Dacă nu v-ați abonat încă la canalul de YouTube SDVTV gratuit, vă puteți abona gratuit, o puteți face oricând. Dați click pe butonul abonează-te pe canalul de YouTube SDVTV. O pasă, încercare de pasă cu călcâiul lui Paisan, revine Lupu, Mila Cosmin. Mănăilă circulă frumos mingea pe un teren foarte bun. Vă spuneam, întreținut corespunzător după toate regulile întreținerii gazon de fotbal, gazdele Primăria Gugești, Consiliul Local Gugești și angajații clubului Victoria Gugești depun toate eforturile în fiecare zi a săptămânii pentru ca terenul să arate impecabil la meciuri, ținând cont de faptul că aici, pe acest teren dimineață, s-a mai jucat un meci de juniori. Da? Iar iubitorii fotbalului din Vrancea care cunosc stadioanele din Vrancea pot face o comparație oricând între Gugești Arena și multe stadioane din județul Vrancea. Recuperează Paisan la mijlocul terenului. Paisan, Lupu, Lupu pe partea dreaptă pentru Popa, sprintează Popa în fața lui Lazar Robert și Mândrescu din oricare vine și recuperează, aruncă de la margine Mândrescu. Aici este 3-0 la Focșani, 1-1 și la Ajud 2-1 și Mihail trimite o minge înapoi pentru portarul la Penciucese, Alexandru, care degajează din prima, alunecă Alexandru, dar trimite foarte lung până pe partea lui Mândrescu, care îi trimite lui Petculescu. Ciornei, fost jucător la CSM Focșani, a rămas dator în prima repriză, am putut o trecere în revistă a foștilor jucători de la CSM Focșani care se află acum pe teren aici la Gugești și acum Mila Cosmin și el fost jucător al echipei CSM Focșani, acum căptanul echipei Victoria Gugești. Vă spuneam, mai mulți jucători care se află acum pe teren au jucat o minge lungă a lui Ciornei, Mihailă cu capul și iese portarul Apeciugesei care boxează în fața lui Ciprian Dumitriu, Olteanu, o preluare de care profită Niță din prima pentru Bută. Un dribling al lui Bută, rămâne singur în careu, Bută în careu, dar deposedat de Olteanu și acum Dascălu la minge, încearcă o acțiune de contraatac, trimite pe partea dreaptă pentru Crăciun, Crăciun la minge, Dascălu Lupu, din păcate alunecă Lupu și Petculescu acum la balon, îi trimite lui Ciprian Dumitriu, 1-2, 1-2, Petculescu continuă foarte bine cu Boris, Niță, atacă CSE Panciu pe partea dreaptă, Petculescu, Petculescu la minge rămâne, rezistă și trimite în afara terenului, aude poartă. Lupu a făcut un pressing
30 de metri și acum schimbare făcută de gazde. Să vedem cine va ieși. Intră Ciprian Isac. Minutul 15 al reprizei secunde. La gazde intră Ciprian Isac în locul lui Olteanu. Adrian Olteanu părăsește terenul și intră Ciprian Isac. Minutul 60 al întâlnirii, 3-0 aici pe Gugești Arena. Așteptăm să vedem dacă mai avem noutăți de la Giud și de la Focșani. Vă spuneam în continuare la Focșani, 1-1. Focșani l-a condus la pauză cu 1-0 și Braniștea egalează pe Milcovul. Anticipările ziarului Sportul de Vrancea se adeveresc. Din păcate și la Metalul Buzău am pierdut cu 3-0 scor de neprezentare după ce am jucat cu un sistem care nu este un sistem de promovare lăsat de fostul antrenor Grigore. Am jucat 5-4-1. Mănăilă. Mila Marian. Mănăilă. Dascălu. O minge pentru Crăciun, dar respinge Petculescu. Bine a venit Crăciun de pe banda dreaptă, prin spatele fundașilor centrali. Mila Cosmin din prima pentru Apenciu Cesei. Vă salut din Anglia, Constantin Nichitoia, și noi vă salutăm, domnul Nichitoia. Aici este 3-0 la Gugești, la Giud este 2-1 după ce Mărășeștiul a condus la Giud cu 1-0. Acum conduc gazdele CSM la Giud cu 2-1, dar la Focșani conducea Focșanul la pauză cu 1-0 și acum a egalat Braniștea. Lucruri interesante în fotbalul din Vrancea, cel puțin până în acest moment. Rămâneți alături de noi, vă salutăm și noi și vă așteptăm acasă de sărbători. Domnul Nichitoia Constantin, un fidel abonat al SDBTV și un fidel cititor al ziarului Sportul de Vrancea. Nu uitați să ne dați un like dacă aveți timp și vă face plăcere pe Facebook, pe ziarul Sportul de Vrancea.ro. O pasă a lui Mila Marian foarte bună pe partea dreaptă cu exteriorul, cu dreptul. Și acum Popa o minge în careu pentru Crăciun. Crăciun la minge. Dă lupte grele acolo. Isac în careu. Isac încearcă să juteze cu piciorul stâng. Dar Burdujel a fost apărat de Ciornei. Și Dascălu un șut cu pământul. Burdujel în prima repriză a scos 3 mingi grele pentru poarta și echipa lui și acum mai scoate una, dar este accidentat. La pauză le auzeam vorbind singur, spunea: Doamne ajută să pot să rezist și repriza asta. Până acum rezistă, să vedem cât va rezista Burdujel, pentru că dacă Burdujel va ceda, nu știm ce le va mai apăra poarta echipei din Panciu. Pe foaia de arbitraj scrie Potorac, dar nu știu dacă Potorac este portar, cred că nu au portar de rezervă. În sfârșit, Potorac este cu numărul 3 pe foaia de arbitraj. Acum execută Lupu pe colțul scurt de 6 metri. Isac se trezește cu mingea în picior și o trimite la partea trenului. Isac putea să facă același lucru, să trimită pe spațiul porții, dar nu a crezut că va ajunge mingea la el și a trimis în apărarea porții. Era singur în 6 metri. Isac putea să înscrie. Rămâne 3-0 aici pe Gugești Arena. 1-1 la Focșani, întâlnirea Focșani-Braniștea și 2-1 la Giud, în întâlnirea dintre CSM Giud și Viitorul Mărășești. Și acolo se joacă o partidă între două foste echipe de Liga a 3-a din Vrancea. Și Giudul a fost în Liga a 3-a și Mărășești cu ani în urmă. Faulta de bută, o piedică de curtea școlii, dar fair play, dă mâna și se reia jocul. Paizan la minge nu reușește să controleze balonul și este deposedat de Voina. O minge pe partea dreaptă, trimite în afara terenului Mănăilă. Aruncare de la margine pentru Panciu în minutul 19 al reprizei secunde. Aruncă Cecman, tot el centrează, 6 metri. Și Cosmin încearcă să scoată mingea, dar nu reușește să o dea decât lui Mândrescu. Atacă CS Panciu pe centru, o pasă greșită a lui Petculescu. Popa greșește și el pasă, trimite lui Lazar Robert. Atacă Panciu, Niță până la Ciprian Dumitriu. Ciprian Dumitriu blocat în momentul șutului de Mihail Crăciun. Și acum o pasă printre, dar se ridică offside la Isac. Lovitură liberă pentru și o schimbare la oaspeți. Va intra la oaspeți Chiper în locul lui Bută.
asistentul abia Boieru face această schimbare, intră Chiper în locul lui Bută. Minutul 20 al reprizei secunde, minutul 65 al întâlnirii. 3-0 pentru Victoria Gugești în întâlnirea cu CS Panciu. 1-1 la Focșani, Unirea Braniștea egalează pe CSM Focșani 2007 și 2-1 CSM Argeod cu Viitorul Mărășești. Rămâneți pe SDV TV, partidul oferit de Ricora. Mila Marian deviază până la proaspăt intratul Chiper. O minge de urmărire. Paizan reușește să treacă de Ciornei și este faultat de Ciornei la 18 metri lateral stânga pe direcția de atac a Gugeștiului. Lovitură liberă pentru Victoria Gugești în minutul 62. Minutul 65, mai precis, doamnelor, domnilor și domnilor, lovitură liberă executată de Dascălu la poarta echipei din Panciu. Dascălu pe colțul lung, foarte bine, Burdujel boxează, era Mihailă, venise acolo pe colțul lung. Dacă nu boxea Burdujel, Mihailă putea introduce mingea în poartă din jumătate de metru. Lupu, fostul capitan al echipei Unirea CSM Focșani, Lupu Ștefan, trimite lui Crăciun. Și este out de poartă, Răzvan scapă balonul în afară terenului, este out de poartă, repunerea mingii din 6 metri pentru CS Panciu, doamnelor, domnișorilor și domnilor, în această întâlnire din etapa a patra a Superligii Vrancei de pe Gugești Arena, Victoria Gugești, CS Panciu, degajează Ciornei până la Voinea, Dascălu preluare lungă până la Cecman, Niță, o minge din prima de urmărire, dar Mănăilă primul la balon trimite portarului a pentru CS, care degajează până la Dascălu, nu până la Cecman. Ciprian Dumitriu împins, fault, Vali Toader, centralul partidei, dă lovituri libere pentru CS Panciu de pe partea dreaptă în minutul 67. Se pregătește să execute Mândrescu. Mândrescu pe colțul lung și este corner, trimite Mihailă. Corner pentru CS Panciu, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la scorul de 3-0, un jucător trimis la încălzire și de gazde. Este vorba de Liviu Dumitriu. Mai avem partide care se desfășoară acum, nu? De la ora 19 nocturnă joacă Dinamo Tătăranu cu Energia Vulturu. ACS Homocea cu FC Caiata, tot de la orele 19, corner Panciu și șut, semi-șut al lui Niță până la Dascălu, trece în viteză Dascălu de Niță, trece și de Cecman, trimite, greșește acolo, intervine Lazar Robert, ajungea mingea la Lupu, se putea deschide o acțiune de atac pe partea dreaptă, acum o acțiune a oaspeților pe partea stângă, Ciprian Dumitriu în viteză trece de Popa, recuperează Mihailă, care trimite o minge lungă pe partea dreaptă pentru Isaac. Fluier centralul Vali Toader. Ciprian Dumitriu are ceva de discutat cu Popa. Spectatorii aproape, care au fost aproape de fază acolo ripostează. Apreciam la începutul acestei partide, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, calitatea gazonului de aici, de pe Gugești Arena. Din păcate, în partida tur de la Panciu nu am avut parte de un asemenea teren care să ofere un asemenea spectacol. Poate între timp lucrurile s-au mai îndreptat. Dacă vreți să înțelegeți ce vreau să spun, puteți căuta partida CS Panciu, FC Panciu, Victoria Gugești, jucată în acest campionat în tur pe canalul de YouTube SDB TV și vă veți convinge de ceea ce spun. Dar lucrurile pot reveni dacă există interes și dorință ca sportul, fotbalul să aibă toate condițiile de practicare pentru a oferi spectacol, în primul rând pentru spectatorii care vin la stadion să vadă un spectacol. Mila Cosmin trebuie deschide jocul pe partea dreaptă pentru Popa, dar pentru mai multă siguranță acolo trimite în afara terenului jucătorul Gherghinoiu, intrat în prima repriză în locul lui Furduiu, după ce acesta s-a accidentat.
O aruncare de la marginea lui Popa, Lupu din prima pentru Isaac. Isaac în careu, Isaac în careu. O minge înapoi și Paizan înscrie din centrala lui Isaac. Este 4-0 minutul. Înscrie Paizan dintr-o minge frumos, dintr-o acțiune personală lui Isaac. Combină foarte frumos cei doi jucători și ne întreabă ce mai are Panciu pe bancă, domnul comentator. Jucătorii care mai sunt pe bancă la Panciu sunt Potorac, Chiper, Lazar, Luigi, Manolescu, Sava, Gușă, Darie Ghir și Palade. Schimbare la gazde, intră Liviu Dumitriu și Secu în locul lui Mila Marian și Alin Dascălu. 4-0 înscrie Paizan aici pe Gugești Arena din pasa lui Isaac și schimbare la gazde, intră Ciprian Liviu Dumitriu, îmi cezuze, și Secu în locul lui Alin Dascălu și Mila Marian. Minutul 70. Două meciuri nocturne în această seară în Vrancea, unul la Homocea, vă spuneam mai devreme, și unul la Tătăranu, care se joacă la la Tătăranu se joacă sau la la Tătăranu? La Bordească. Da. Se rea jocul aici 4-0. Voina, Mândrescu, atacă Isaac pe partea dreaptă, Isaac, șut și gol, 5-0 din pasa lui Secu. Paizan a fost pe traiectorie, Paizan, Secu și Isaac. Nu, cred că Paizan i-a pasat lui Isaac, Isaac mai devreme i-a pasat lui Paizan și a înscris. Acum Paizan îi pasează lui Isaac și înscrie și el, i-a întors pasa de gol. Iată schimb de pase. Și este frumos acest lucru când se întâmplă între jucătorii celor două echipe. Haideți, mă rog! Haideți, copii! Domnilor, poftiți aici, mă rog! Deci, Paizan a scris în minutul 73. 70. Și Isaac? 72? Alte schimbări la oaspeți. Au intrat doi jucători, Manolescu și Gușă, în locul lui Niță și Mândrescu. Se rea jocul. Atacă Gugeșul pe partea dreaptă, o pasă în careu, Paizan, Paizan marginea care nu știe 10 metri, respinge Ciornei până la Voinea, rămân jucătorii de la Gugești în atac. Popa, Lupu, reau atacul pozițional gazdele, 5-0 aici la Gugești, 3-1 la Ajud, la Ajud 3-1, Paizan întoarce balonul aici și nu știu la Focșani. Dacă reușim să aflăm, este 1-1 dintre CSM Focșani și Unirea Braniștea, egalează Gălățini în a doua repriză după ce la pauză a fost 1-0. Aici atacă Crăciun la marginea căruia de 16 metri, un dribbling, se întoarce Paizan, încearcă un șut Paizan de la 18 metri, dar pe lângă poarta lui Burdujel, rămâne 5-0. Prin golurile înscrise, două Alin Dascălu, 1 Mila Cosmin, 1 Paizan și 1 Isaac. Și suntem în minutul 29 a reprizei secunde. Ne apropiem de ultimul sfert de oră al acestei partide. Se pregătește să repună mingea joc din 6 metri. 1-2? Unde? Conduce Brănejdea? Sigur? Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, o veste interesantă. Mihaila trimite cu capul, dar nu reușește balonul să ajungă la Penciucesei. Conduc jucătorii Gălățeni de la Braniștea la Focșani. 2-1 pentru Unirea Braniștea. Aici 5-0. Ah, Raul,
La Focșani conduc cu oaspeții, doamnelor, domnișorilor și domnilor, cu 2-1. Aici conduc gazdele cu 5-0 și la Giud gazdele cu 3-1. Ce se mai ajută în ziua cu Viitorul Mărășești? Liviu Dumitriu. Rămâneți pe SDV TV, partidă oferită de Ricora, partener oficial, și nu uitați să vă abonați gratuit la canalul de YouTube SDV TV. Vă mulțumim frumos anticipat celor care au făcut-o și au rămas fidel alături de SDV TV în continuare. Lupu. Da, trebuie să mai primesc o informație să-mi confirme dacă la Giud este 3-1. Vă spuneam, la Giud a condus Mărășești în prima repriză cu 1-0. Degajează Ciornei. Dumitriu. Lupu. Răzvan Crăciun. Andrei Paizan trimite pe partea dreaptă pentru Secu. Secu intră în careu. Șut Secu, dar este minge peste poarta lui Burdujel. Frumoasă acțiune, Paizan, Secu. Și Pangiu reia jocul din nou din 6 metri. Ciornei trimite pe partea dreaptă pentru Chiper. Preluare frumoasă a lui Chiper. Mănăilă, Lupu. Mihăilă. Mila Cosmin. Lupu. Primește Popa. Isac. Isac îl întoarce acolo pe Gherghinoiu. Nu mai știe Gherghinoiu de este mingea. Preluare frumoasă, Liviu Dumitriu. Liviu Dumitriu se întoarce. A vrut să șuteze din vole. Paizan, Liviu Dumitriu, 1-2. Și degajează Voinea. Ar fi vrut de preluare pe piept și șut din vole. Dar nu i-a ieșit pasența lui Liviu Dumitriu. O acțiune acolo, o pasă greșită, încearcă Voinea, nu, Gherghinoiu, protejează foarte bine Popa balonul, degajează Mihăilă pe partea dreaptă, Secu o pasă cu călcâiul lui Isac. Isac la minge, Isac încearcă să treacă printre doi jucători, dar face fault în atac și este lovitură liberă pentru CS Panciu din interiorul careului de 16 metri. Noutăți avem? În continuare conduce Braniștea la Focșani și suntem undeva în ultimul sfert de oră și la meciul de la Focșani. Cât? Răducan am scris pentru Braniștea ambele goluri. Capitanul echipei Unirea Braniștea, Răducan, a fost coleg la Dinamo cu Andrei Paizan acum câțiva ani. Este gălățean Răducan. Este capitanul echipei Unirea Braniștea. Și este 4-1 mărește Giudul diferența în întâlnirea cu Viitorul Mărășești. În prima repriză a condus Viitorul Mărășești cu 1-0. Acum Giudul a dat drumul la goluri. Au 4-1. Isac. Dumitriu. Lupu. Minutul 33 aici pe Bugești Arena. Și este 5-0 pentru gazde. Primește Mănăilă pe partea stângă. Mănăilă rămâne la minge. O pasă pe jos pentru Crăciun. Respinge Ciornei. Ciprian Dumitriu o minge, dar vine Dumitriu Liviu, care trimite lui Lupu din prima. Lupu pentru Popa. Joacă din prima jucătorii gazdă. Popa Dumitriu. Și o minge în careu, dar Petculescu reușește în ultima clipă să zufle balonul lui Paizan. Rămâne Gugeștilor în atac. Voinea trimite pe partea stângă și degajează Gherghinoiu. Se pregătește o nouă schimbare la gaze. Va intra la Luciu. Aici atacă Victoria Gugeștilor pe Paizan. Îi trimite lui Isac în careu, dar deviază Petculescu și prinde portarul Burdujel. Intră și la Luciu. În minutul 34, Ciornei, Mănăilă, Dumitriu, tânărul Dumitriu, Paizan, Dumitriu,
jucătorul Liviu Dumitriu, a fost jucător la CSM Focșani 2007, este născut în 1989. Dragostea de fotbal nu lasă să renunțe și joacă bine în continuare. O centrare pe partea dreaptă. Paisan puțin pe lângă poarta lui Burdujel. Extraordinară centrarea lui Secu. Și la Luciu intră în locul lui Popa. Revine la Luciu după o absență. El a dat examen la școala de suboficieri de la Câmpina. Și acum, iată, revine în echipa Panterelor, pe postul de fundaș dreapta. Spunea înaintea acestei partide, o declarație pentru Sportul de Vrancea, că muncește să revină ca titular. Nu e ușor, dar e tânăr, are ambiții și acest lucru probabil se va realiza într-o zi. Paisan blochează centrarea lui Ciornei și se aude poartă. Repunere din nou din 6 metri pentru CS Panciu în minutul 36 al reprizei secunde, 5-0 pentru Victoria Gugești în întâlnirea cu CS Panciu. La Focșani conduc oaspeții cu 2-1, la Giud conduc cei din Giud cu 4-1 și aici dublă schimbare la Panciu, intră jucătorii Potorac și va ieși Ciprian Dumitriu și Gherghinoiu. Și intră Lazar, Luigi și Potorac. Vali Toader, centralul acestei partide, ajutat de Făcăieru și Abeboieru la linii și observator din partea JF Vrancea, Florin Danciu, au condus această partidă până acum fără probleme. Și acum Potorac la prima atingere de balon îi trimite pe partea dreaptă, pe partea stângă, pe direcția de atac a echipei din Panciu lui Gherghinoiu. Centrare a lui Lazar Robert, dar în brațele portarului Apenciucesei. O acțiune de atac a oaspeților care aleargă după goluri de onoare, dar Apenciucesei prinde această minge și în continuare la Focșani este 2-1 pentru oaspeți. Și aici s-a reluat jocul, Dumitriu cu balonul la picior, la centru, Isaac, Lupu, Dumitriu primește Crăciun, prinde această minge Răzvan, a muncit mult Răzvan și pe dreapta și pe stânga. Acum centrare pe colțul lung, resping oaspeții până la Liviu Dumitriu. Liviu Dumitriu, o pasă din interior cu Paisan, Isaac, nu face preluare Isaac din alergare. Resping oaspeții până la Mănăilă. Mănăilă trimite pentru jucătorul Crăciun. Crăciun, autorul golului de anul trecut din tur în partida de CSM Giud cu Victoria Gugești și Mihailă ia fața lui Potorac, care îi trimite lui Apenciucesei. Frumoasă deposedare reușește Mihailă. Lupu se întoarce, Lupu schimbă jocul acum în fața lui Chiper, putea să profite Chiper de această mică problemă a lui Lupu și din prima pentru Isaac, Cecman nu reușește să respingă, revine Isaac, trimite lui Secu, Secu pe jos în careu, Paisan preluare pe lângă Ciornei, dar respinge Ciornei până la Petculescu, continuă atacul oaspeților și este fault la Petculescu făcut de Secu. De jos strigă centralul Vali Toader, este o lovitură liberă pentru oaspeți și este offside la Potorac, semnalizată de Abea Boieru. 5-0 pentru Victoria Gugești întâlnirea cu CS Panciu, 4-1 CSM Giud Viitorul Mărășești și 1-2 Focșani Braniștea. Rămâneți pe SDV TV să urmăriți acest final de partidă de aici, de pe Gugești Arena, și vă vom ține la curent și cu rezultatele de pe alte stadioane. Vă spuneam, Metalul Buzău conducea la pauză cu 3-0 la Sporting Liești și Paisan primește acum de la Dumitriu, acum la minge Paisan, trimite lui Lupu, atacă Victoria Gugești, nu se opresc din acțiunile ofensive gazdele. Isaac acum combină pe partea dreaptă cu proaspăt intratul la Luciu, să vedem centrarea lui la Luciu, în care o foarte ca lui Paisan și Crăciun trimite peste poartă în
pe terenul de mini fotbal din spatele porții. Acțiune frumoasă a Panterilor care a curs pe traseul Lupu, Isaac, Secu, Paizan și Crăciun. Și acum Ciornei trimite pe partea dreaptă pentru Chiper, rămâne la aproape de deposedare, dar jucătorul proaspăt intrat Gușă se întoarce și trimite lui Chiper. Chiper la minge. Se întoarce Chiper, încearcă un dribling, dar reușește să-i dea lui Gușă. Și Gușă din prima pentru Potorac. Mila Cosmin trimite portarului pentru Cese, minutul 40, intrăm în ultimele 5 minute ale acestei partide. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, arbitrată de Valentin Toader, să vedem dacă va arăta minute de prelungire. În prima repriză, Vali Toader nu a acordat minute de prelungire, s-a rezumat doar la timpul regulamentar. Acum primește Ciornei, 5-0 Gugești, Panciu, Voinea și el, fost jucător de Liga a 3-a la Panciu. Ciornei a jucat și la Focșani și la Panciu în Liga a 3-a și Crăciun blochează în fața lui Chiper și este aruncarea de la margine pentru CS Panciu. Vă vom ține la curent cu evoluția scorului și pe alte stadioane. Paizan trimite în centrul lui Isaac. Isaac Lupu din prima pentru Liviu Dumitriu. Liviu Dumitriu, Secu, circulă bine mingea pe traseul Panterilor. Liviu Dumitriu în careu, respinge Ciornei pentru Secu. Secu la 18 metri, Secu la minge. Secu intră în careu pe partea dreaptă, un dribling. Secu de continuare la minge, pasă în centru și este gol al lui Isaac. Luptă Isaac și înscrie din nou în fața lui Burdujel, 6-0 în minutul 85. Înscrie din nou victoria Gugești, 6-0 în întâlnirea cu CS Panciu. Isaac, minutul 85. Se rea jocul ultimele 4 minute din această partidă de pe Gugești Arena. Ciornei, 6-0 în primul set. Nu, este o glumă, domnilor, domnilor, nu jucăm tenis, jucăm fotbal, dar este 6-0 pentru Simona. Atacă CS Panciu prin Gușă, centrare pe jos și prinde pentru CSI, care repune cu mâna pe partea dreaptă pentru la Luciu, care a intrat acum câteva minute proaspăt la Luciu și printează pe partea dreaptă. Trimite înapoi lui Liviu Dumitriu, din prima Liviu Dumitriu pentru Secu, acolo puțină relaxare, dar Secu revine și trimite în afara terenului. Aruncare de la margine pentru oaspeții aici la Gugești în ultimele 4 minute ale partidei din timpul regulamentar. Checkman pentru Potorac și Mihaela trimite în afara terenului. Încercăm să aflăm dacă se mai modifică scorul la Giud și la Focșeni. Suntem în ultimele 5 minute, cred că și pe cele două stadioane este offside. Este offside aici pentru Gugești, un jucător de la Panciu a fost surprins în offside. Dumitriu, Lupu, trimite pe partea stângă pentru Crăciun. Lupu, Dumitriu, din prima pentru Crăciun. Crăciun în careu, nu este offside, Crăciun în careu, Crăciun în careu! Și Isaac înscrie pentru 7-0 din pasa lui Crăciun. În minutul 43 al reprizei secunde, minutul 88 al întâlnirii, Isaac hat-trick, dacă nu greșesc, face hat-trick. Isaac în minutul 88. Se rea jocul. Ciornei, partidă oferită de partenerul oficial Ricora. Voina trimite acum pe partea opusă lui Checkman, care a jucat în prima repriză fundaș dreapta, acum joacă fundaș stânga, minge pentru Potorac, dar prinde portarul la Penciucesei. 7-0 pe Gugești Arena, 1-2 la Focșani, nu știu dacă s-a terminat, și 4-1 la Giud între întâlnirea între CSM Giud și Viitorul Mărășești. La pauză conducea Mărășeștiul cu 1-0. Nu, în prima repriză au deschis scorul jucătorii oaspeți Mărășeștiul și Predoi a egalat în minutul 40. La pauză a fost 1-1 și acum 4-1 pentru Giud.
respinge Mihailă pe partea dreaptă până la Secu, la Luciu. Isaac încearcă o pasă cu călcâiul. Isaac în centru. Paizan. Paizan șut! Respinge Burdujel în față. Rămân în jucătorii de la... Ce șut dă Paizan acolo, o bombă, dar Burdujel a boxat-o, nici nu a putut să prindă această minge. Panterele joacă până în ultima secundă. Nu se mulțumesc cu acest scor. Au un apetit ofensiv jucătorii gazdă, care înscriu 7 goluri și nu primesc niciunul. Mihailă, primul la minge, trimite lui la Luciu. Suntem în minutul 45, minutul 90 al partidei. Centralul Toader se uită la ceas. Secu, Secu acum la minge. Secu, Secu, Secu la minge. Nu se dă fault acolo. Cere Secu. Cere și tribuna, dar Vali Toader arată aruncare de la margine. A driblat Secu 1, 2, 3, nu știu, 4 jucători, cred. Și acum fluier final al centralului Valentin Toader, care a condus această partidă alături de asistenția Bea Boieru și Făcăieru. Observator din partea AJF este Florin Danciu. Nu știm cât este la Focșani, încercăm să aflăm, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, conduceau oaspeții cu 2-1, la Jud 4-1, la Metalul Buzău conducea la pauză la Liești cu 3-0, sigur s-au mai înscris goluri și la Liești. Aici jucătorii dau mâna, spectatorii aplaudă, pleacă spre casă, a ieșit soarele din nou și Viorel Paizan, SDVTV și partenerul oficial Ricora, vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă mulțumim frumos anticipat dacă v-ați abonat gratuit la canalul de YouTube SDVTV. Dacă ne dați un like la pagina oficială a ziarului Sportul de Vrancea pe Facebook, sportuldevrancea.ro, vă mulțumim. Iată panterele, aplaudă spectatorii prezenți, spectatorii îi felicită și ei și vă dorim un weekend plăcut. Rămâneți alături de Sportul de Vrancea pe Facebook, pe sportuldevrancea.ro și veți afla și celelalte rezultate din play-off-ul Superligii Vrancei și din play-off-ul Ligii a treia. La Focșani, știți cumva cât este scor? S-a terminat? În ce minut e? Ultimul minut. Vă rugăm frumos să ne spuneți când se termină. Mai avem foarte mulți iubitori ai fotbalului care sunt în continuare pe SDB TV. I-am salutat, îi mai salutăm o dată pe iubitorii fotbalului din... Cât? A egalat Ciobanu în ce minut? 89. Egalează Focșani în minutul 89, probabil mai sunt câteva secunde, mai rămâneți alături de noi să vedem dacă rămâne 2-2 sau se va mai înscrie, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Între timp o să vă mai povestesc lucruri interesante de aici, de la Gugești. Vă spuneam, terenul arată impecabil datorită implicării primăriei și Consiliului Local Gugești. Meritul deosebit îl are edilul localității și aici, fără niciun fel de exagerare, niciun fel de laudă gratuită, e vorba de Vasile Vatră, care reușește să demonstreze că este cu faptele alături de sportul din localitate. Numai devreme dimineață, secția de atletism a clubului Victoria Gugești a alergat în crângul din Petrești cu domnul profesor Corneliu Panaite la crossul școlar, cu foarte mulți copii de la Gugești, care au obținut și rezultate bune, premii. Iată, clubul din Gugești nu are numai secție de fotbal, are și secție de atletism și reușește performanțe deosebite. Iată deci că se poate, atunci când există dorință, ambiție și profesionalism, se pot face lucruri frumoase pentru tinerii dintr-o localitate, pentru spectatorii dintr-o localitate, pentru cetățenii dintr-o localitate. Deci aceste condiții de joc, acest teren pe care îl vedeți, această tribună, stadionul din Gugești are și nocturnă, este pregătit la orice oră pentru meciuri, cel puțin de Liga a treia. Observați, gazonul arată impecabil și spectacolul nu are decât să fie unul de calitate. În continuare, 2-2 la Focșani. Sper să aflu dacă este rezultatul final. Suntem probabil în prelungiri la Focșani. Aici la Gugești s-a terminat 7-0 final. Încercăm să aflăm ce s-a mai întâmplat la Focșani. Rămâneți alături de noi, Focșani. Răducan a scris ambele goluri, căptanul echipei din Braniștea, pentru Braniștea. Acum este 2-2.
în întâlnirea Focșani, Unirea Braniștea, după ce oaspeți au condus cu 2-1, greu în play-off-ul Ligii a treia. V-am rămas dator pe parcursul transmisiei de ce nu au jucat doi jucători din 11 de bază la Pantere, Cosmin Pasăre și George Duca. Aceștia au avut ceva probleme, dar nu grave, medicale, și au conducerea tehnică a echipei din Hurghe și a preferat să nu forțeze lucrurile. 2-2 la Focșani. Acesta cred că este scorul final în proporție de 90%. Iată-l, primarul Vasile Vatră acum se îndreaptă spre vestiar să-și felicite jucătorii. A urmărit meciul din tribună. De fiecare dată stă în tribună alături de spectatori, printre oamenii din Gugești. Nu stă la tribuna VIP, stă în galerie alături de spectatori, de galerie. Să vedem ce se mai aude la Focșani. La Ajut s-a terminat 4-1. Ce se mai ajut Viitorul Mărășești. Rămâneți alături de noi. Imediat cum aflăm rezultatul de la Focșani, închidem transmisia de aici, de la Gugești, dar pentru mai multe amănunte, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, trebuie să mergem la conferința de presă. O să găsiți pe sportuldevrancea.ro. Dați-ne un like la pagina oficială pe Facebook a ziarului sportuldevrancea.ro și vă mulțumim frumos anticipat. De aici, SDVTV și Ricora, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Vă dorim un weekend plăcut. La revedere!